ai prioritate de dreapta față de cei din stânga, dar te asigur totuși că majoritatea nu acordă prioritate de dreapta. Am mai încet, rog, ca să poți mirezi pe sensul tău. Bun, virăm stânga. La dreapta. Așa aici, dacă întoarce mașina, e acolo, prioritate, că sigur e pe verde. Sau verde spre stânga. Dar și dacă nu exista verde spre stânga. Și dacă, bun, avea verde spre înainte, intra pe verde dacă întoarce. Ok, bine. Ne întoarcem în următoarea intersecție. Dar poți să pui semnalizarea, dacă nu vezi. Uite, ce am întâlnit ce iată. Bine. Și foarte bine că ai și mărit viteza. Că dacă venea cineva, se apropia mai greu. Ne întoarcem? Da. Are semaforul, să nu se schimbe culoarea. Până în roșu aici. Da, nu, fost bine. Ce? E bine, fost bine. Uite, numai că de obicei știi, când întoarci, de obicei partea cealaltă trecerea prin bietonii pe verde. Am avut semafor spre stânga. Da, da. Dar nu, într-o întoarcere nu era verde. Nu era spre întoarce, adică spre înapoi direct, mișcarea protejată. Bun, virăm stânga, unde avem posibilitatea. Bun, din nou, merge spre stânga, te rog. Deci încolo spre Pădurice, vezi? Să fii atent aici, că n-am mai putut să zic. Da. Că prima e pentru întoarcere. Da. Bun. O să opresc semnalizarea momentan, că aici nu ai voie să faci stânga și încă mergem înainte până la celălalt semafor. Dacă zice pentru întoarcere, atunci te încadrezi unde... Aici. Da, dar dacă nu, al doilea semafor după semaforul ăsta. O să pui semnalizarea deja pe urmă. Așa. Și acolo, exact. Avem semafor special spre stânga, nu trebuie să prădăm priza traiului. Eu trebuie partea aia, cu un duc în față și apoi nu, e direct. Că ai păi, bandă okay. Specială spre stânga. Atunci da, e direct prin stânga centrului imaginar. Da. Și o iei de aici și te încadrezi acolo, într-adevăr, avem două benzi pe sens. Accelerează și pe partea dreaptă. Bun? Că aici e sensul unic. Pietonul sigur e pe roșu. Hai, du-te, du-te, nu te mai opri. Acolo avea verde, dar aici avea roșu. Da, atenție, te rog. Aici citează. Deci dacă avea, citează. Că te era prioritate de dreapta. Bun? Te asigura, bine. Și asigură-te și stânga, cum te apropii de axul drumului. Bine, foarte bine. Semnalizat, asigurat. Până a doua ieșire. Pe care bandă? Chiar mai bine bagă doi pe cealaltă. Bun, că opresc semnalizarea și mergem înainte. Încolo, spre stânga. Dar mergem înainte, adică dacă banda asta e pentru înainte, sau la dreapta, adică dreapta e prima ieșire, dar dacă putem să mergem și înainte, înseamnă că putem trece de prima ieșire, înseamnă că automat putem ajunge și la a doua ieșire. Și mai bine faci pe banda asta, bine?
Așa, bravo. Că dacă cumva te pune la dreapta, nu mai schimbi o bandă aici. Dacă te pune la dreapta aici, trebuie să schimbi două benzi, dacă făceai pe banda din mijloc. Dacă nu te pune, merge înainte. Ok, foarte bine că nu fii viteza și atunci ai menținut distanța față de spatele tău și nu ne-ai mai incomodat. Mai să fii atentă la trecere acolo, să nu cumva da, să nu, te uiți la... Da. Să te asiguri și să nu mai observi trecerea către pietoni. Vire în dreapta în următoarea intersecție. Nu văd intermitent, dar pot să regulă și pe galben. Cât timp e galben, încă nu s-a făcut la nimeni verde. Da, de m-aș fi răbit să... Vedeți că am văzut că era aproape de... Da, da, bine. Pentru că pe galben încă, normal, ai voie să treci, dacă nu poți opri, în siguranță. Bine, noi aveam voie să trece și pe roșu. Bine, dar n-aveam prioritate. Da. Semnalizează, nu, mi-a zis că mai bine nu trăiești. Că trebuie să te și depărtezi de el. Pentru că și el, până îl depășești, parcurge o distanță, nu rămâne pe loc. Nu, așa, dacă te depășire, exact, mai sportiv, mai turat un pic, să avea putere. Vine în dreapta. Deci când intri depășire, nu mai ești pe modul eco. Că treci încât mai puțin timp pe celălalt sens. Da, exact. Bun. Virăm stânga în următoarea intersecție. Bun, în următoarea intersecție virăm stânga. Atenție că aici da, e foarte greu. Da, nu mai citează, ai drum prioritar. Dar trebuie să acorzi prioritate de dreapta. La ei, da, am înțeles ce vrei să zici. Numai mergi încet, că nu mai ai vizibilitate și trebuie să te duci spre dreapta. Uite, numai bine, chiar unde e linia aia discontinua, când virezi stânga, să nu virezi pe linia continua. Și numai bine, dacă mergi pe la linia aia, o să vezi în dreapta și fără să pătrunzi pe contrasens. Mai înaintează, mai ai loc. Încă și încă pe sport, nu eram, atenție, nu scăpa mașina înapoi. Atenție mare, să nu scăpa mașina, că dacă e cineva în spatele tău, majoritatea s-a oprit acolo la jumătate de metru. Vire în dreapta,